Pe canalul secundar o să repostăm seria cu Marius. Deci pentru cei care nu au văzut seria sau cei care au chef de o ciorbă încăzită, link în descriere sau în primul comentariu pentru redirecționare. În robăiții băgăm niște schimbă bonus într-un Titan, pentru 10 oni. arată la fiecare te nu să vedem. Primul schimbă 6 int, 20 SO, 6 putere, pentru cine mai dorește schimbă pe Tiger, mesaj privat 1,25 oni, bucata. Next. Trei semi, 10 ori, 20 animale. Uh, imun cu 10 diavol. Uh, 6 diavol, nimic bun. 6 inteligență, 10 ori, 10 vampiri. Uh, 10 vampiri, 10 sau 6 diavol, 10 blocare corporală. 10 ori, 10 diavol, 20 vampiri. Și ultimul schimbă. O vitalitate, 10 vampiri. Ține că mai aduc încă 10 oni, nu? Bun. Deci 10 oni, 8 schimbă bonus site. Deci încă de 8 schimbătoare. Ia să vedem. 8 inteligență, 20 sau 6 diavol. Hai să-l mai mutăm un pic. Să vedem. O, oh, imun 10 blocare, faole, dacă era și un 20 diavol. Dar au intrat 20 animale, mă. Oh, e oh, oh. mult încetinire. Ai 12 putere, 10 blocare, 10 diavol. Oh, Leon, bă, dacă intra 20 diavol ăsta, frate. Era, era perfect. 10 blocare, 12 putere, 20 diavol, dacă era... Ai, 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 ai. Să lasă așa ce, deci, bă, ar și merita și n-ar nici merita. E așa, 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 e așa... Așa, așa dar merită și lăsat. E e destul de bun și așa. Lăsăm așa, îi dăm 5 oni înapoi la băiat. Am băgat una, 2, 3, 4 de la negoțul cu încă 10 oni. Da, e bine. Pup, mersi, pup, mersi și eu. Ia să vedem cum arată shop de pe Polifemus. Cam așa, de s -o golit destul de bine, o să scadem să vedem rezultatele. Eu o să fac după aia o filmare scurtă sau dacă trec acum, o uite, așa cu... Uh, m-am peste toate prețurile, eu după pot intra să le pun la preț mai, mai mic. Că clar, temile astea trebuie puse la un preț mai mic decât îs ele acum. Nu, eu cred că s-au trecut cu mouse-ul cam, cam, peste toate, așa -i? Bun, perfect. Și rezultat în one, 76 și încă 8. 80 și 4 de onișuri. Băi, super bine. 84 de on și cu încă 40, 120 de om, frate. ne s-au făcut 120 de onișori cu shop ăsta de aici. Și ce ne-a mai rămas de la bat, putem considera clar peste profit. Deci e foarte bine și să cam repoate actualiza shop să-l facem din nou full. Bine, dar asta de mâine, că acum este marți, mâine, miercuri, mentenanță. Deci mâine, mâine o să facem shop -urile. Bun, cred că băiatul vrea ofertă păstea, pe pe poli, că fix de-aia scos și șofo, că am transferat niște yang la băiat, mi-a dat aici 30 de oni pe carpa. Ia să vedem. No. Ce ofertă să-i putem face, frate? Ăsta are 39 medie, aici un 15 pe vânt plus 9, 20 drop și 20 drop. ne l și dat, de deci ne l și dat băiatul. Ok, eu o să mă uit pe piață să vedem. FMS-ul. Primul FMS, 39 medie, e la 8 ani. Talismanul plus 4,5. la 50 atac, niște iteme cu inteligență. O soliță pe anjim plus 9, un cu, cu 15 foc de uh, lican. Unul cu 15 pe vânt. Foarte ciudat, frate, că sunt ieftine, foarte, foarte, foarte tare itemele pe, pe, carpa. Asta cu 20 drop de nivel 54. Manti, niște exo, niște citite, niște elixiri de astea, blessuri. Riscul avea pe shop stack de 10. Brățarea cu 20 drop la 12 oni. 1 plus 11. Aoleu, lată plus 9. Fii atent. Lată plus 9. Astea nu știu dacă rezolvăm ceva cu ele. Când mare să cam, să cam aruncă. Am banoși cu 20 drop, iar mai trebuie să vedem. 15 oni, mai multe perechi. Deci punem plus 14. Așa o să punem noi pe shop. Și mai punem frica asta plus 9. Deci cum ați văzut, eu le-am pus la prețul de piață, preț la care posibil să mai scădem un pic. Nu, frica asta plus 9, într-adevăr, 15 vând 20 vampiri. Două, 30 de generare. Măi, nici nu știu la cât să o pun. O pun la preț de 15 fulger, 14 oni. Plus încă 14 oni, egal 51 de oni. Bun, eu o să-i dau echivalent în 52 de oni pe poli, pe iteme. Și mai pun câte un item acolo de pe Marius ce mai aveam niște armură, niște un alta. No, bun, cum am procedat, deci am calculat la prețul de piață itemele principale. Deci la prețul de piață, nu la prețul pe care, la care o să le vinde, că poate le vinde în sub, poate le vinde peste, o să vedem. Și restul o să profităm încât să nu le calculăm pe toate și de la fiecare să facem scăzământ și așa mai departe. Hai să facem scutul ăsta în plus 9, că așa poate l-aș vinde. Dar altfel mai greu. Deci uniformă neagră cu plus. Că ne-o dat băiatul și uri deci nu mai trebuie să-l aburadăm. Ia să vedem. Merge și sonorul? Ia că merge. Eșuat. Acum albă de tigru. Nu e asta, Bă, da, e incredibil. La un îl pun. ce face sau nu îl pun la un frate. Îl pun la 70 de milioane. Cine le ia? Imun la 70 de milioane, frate. Mai bun, la fel are băiatul teme. La fel pentru polifemos, Acum vedem un aproximativ cât i-am putea da. Cum le-a estimat? Astea sunt 70 de oameni pe piață, frate, cum să fie 70 de oameni pe piață astea? Vezi, asta e problema, că vin băieții cu niște estimări, poate mai vechi, am avut M Am avut de și pe băiatul ăsta să-i dau Tiger pentru aici și el îmi calcula itemele la prețul de pe piață și să-i dau acolo cam ca și cum eu i-aș cumpăra itemele lui cu bani pe Tiger la prețul de pe piață de pe Carpatens. Nu merge așa că nu e rentabil, așa mai bine schimb oni pe oni. Eu trebuie să-mi pun și un adaus la iteme. No. deci cam asta ar fi, frate. O zis că... De fapt, nu el. Nu el, nu el. Stai așa. Asta, spre exemplu, deci gândiți-vă brățarea de în plus 9 în folie, 50 de milioane, frate. Și pe tot ce are aici, au um, cât? 7 um, poli, nu mă pot da mai mult. 7 poli. Da, bun, din negoții celălalt nu știu cam cât ar fi pe profit. Zic 1, 2, 3, 4, 5, aici în noroc avem un puțin mai mult, 5, 6, 7, 8, cu încă 5, 13, Uh, 13, 14, 15, 15 ani, 15 ani și ne-au mai dat încă cititele și niște exo, cam atâta nu putem pune chiar mai mult. Deci un 15, 16 un profit dacă, dacă reușim să facem, că nu știm la cât vindem itemele astea. Noi le-am pus la un preț mai mare pe sms l-am pus la 13, ăsta la 5, masca de frică la 20 o să o scădem, că no, poate urmează ce vei veni să caută cu 20 vampiri, dar nu știu cine ar da chiar atâta. 15 pe nu este pe piață deloc, mai aștept să apară altele, eventual. Vrățara asta am pus la 16 și asta la 14 unii. Foarte mare combinație nu ui, pentru că yang e blocat. Știi ce zic? Deci atât cât că țin eu un pic de Yang blocat pentru un mic profit. Acum intrăm pe... pe ce intrăm? pe Poli, să vedem care e un băiat 3 talismane, să-i dăm pe Tiger Ghost. Deci talismane simple, plus 0, Asta dacă că full bonus, dar mi-e e greu să le calculez la alt preț de cât de gole. Bun, și avem unul de gheață 7 oni, că uite, aia zic că le găsești normal, deci 7 oni plus, că știu cât de greu se vând. Nu, no. dar în orice caz. Punem 3 Oni, frate, fie a, întunecat Întunecatul lui are 4 apărare, atât. Și 3 blocare. 15 gheață, 20 zodiac, dar e plus 0. Îl pun la 2,7. Pe gheață are 20 gheață și 3 apărare. 20 gheață, 20 pământ, la 7, 1, 20. Uliu, da. Ia să vedem ce mai este pe aici. Deci gheață și apărare. Chestia e că nu-s bonusuri maxime. 15 gheață. Ia ăsta, 2 apărare, nu. Opa, fix ca a lui. Ia uite. Deci, 3 apărare, 20 gheață la 8 ani. 3 hm? apărare, 20 gheață la 8 ani. Și a lui, 3 apărare, 20 gheață. Deci eu la 7 ani, uh, deci 7 plus 2 plus 2,5. Nu pot să le calculez la alt preț. Deci, eu le calculez la cât le pun? Bine, oricum le... Nu, ca așa le pun, frate, că ăsta le plus 0 pământul dacă îl pun diferit. Ăla de gheață e de ohara, bro. No, stai până vinți la un de ohara. 20 întuneric, 20 gheață, 3 apărare. Mă no, bun. Bun atunci. Vindel pe el. yang. yang. Și hai să-ți dau yang. Pe yang, dacă tu vrei să dai de pe un server pe altul. Nu no, așa, schimbăm numai yang pe yang. Bun. Eu înțeleg perfect pe fiecare dintre voi Că nu vă convin ofertele pe care vi le fac Dar nu pot să fac oferte numai să țin yang blocat Că până cumpără cineva un talisman de genul Pentru Iohara mă mâncă câine, știi? Adică eu până acum am zis că nu mut iteme deloc Și acum le mai zic la băieți. nu vă dau, nu vă dau yang pe iteme Dar dacă vreți să vă văd itemele și cazul în care vă convine cât vă ofer pe -ale, să nu mai stați voi cu ele pe shop, atunci da, putem face. Dacă nu, schimbăm numai când aveți yang o yang fără nicio supărare. Că teme toată lumea, are, teme le faci rost cel mai ușor, are dacă e cazul până acolo, da, uite teme țara românească pe aici. Hai să vedem. King Dani 2. Uh, în ce valoare are temele acolo aproximativ? Să vedem ce zice băiatul, știi? 35 de ani, iteme sura în level 61 max. Ai bazar, poște ce nu să le văd. Bă, ce e cu ăștia, frate? Ii zic că am young cash și teme, nu ai? Poa da, un shop întreg, aproape. La bazar ar poate nu? unul. Ar poate ceași unul. <gălători> ai? Păi, păi da. Aia ți-am zis că am one cash, frate, nu aia ți-am zis, young, young, cash. Aia, am zis că am young, că n-am one, stai așa, mă. n -am văzut conversația. Ah, hai să vedem ce are pe... Țară, eu acum trebuie să merg să mă tund. Bă, cum, care erau șansele? După ce vin, mergem târâ să vezi ce am, eu ok, fa, desigur. O să, o să te aștept aici. Adică, Ai, nu, frate, nu, nu aștept, dai mesaj pe Insta sau Discord. Dis Discord am scris-o și eu. Dăm Discord-ul, number, frate, cred că așa e, number simplu, da? Stai să văd. Trebuie să modific acolo, frate. Bun, o mână de iteme. După coiful ăsta, cu Souls plus 9, cu 15 foc 10 Fulger, cu Daune, am dat 5 în Tiger Ghost, merge undeva la vreo 15-20 de oni aici, coiful. Și aici avem un inventar de iteme pe care dăm 40 de oni, Polyphemus. N-am ia uite-te la granat antic pe sticlă, e unul excelent, deci nu pot să cred dacă este așa ceva. Granat antic nu pot să cred că este granat antic excelent, nu pot să cred. Nu pot să cred. Bă, nu pot să cred granat antic excelent, asta mai fost așa ceva, bă. Bă, incredibil. Bă, dai cu, bă. Bă, dai cu, frate, granat antic. Granat antic excelent, nu vreau că facem o poză, frate. Îi facem o poză, îl băgăm o miniatură, bă. Nu, 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 nu. Cine a făcut așa ceva, frate? Cine a făcut așa ceva, bă? Granat antic. Excelent. Granat. <laughs> Na bun, ia să vedem acum ce s-a întâmplat cu shopul ul am vândut, vândut de 2 un, frate. A vândut de 2 un. ești nebun la cam. Noi mai avem ăsta la 37 și ne-am mai cumpărat acum încă unul. Care cu ce? Pagubă, rezistență și valoare. Pagubă, rezistență și valoare, asta e plus 4. Hai că facem un pic de modificare a nostru. o să-l punem la vreo 35 și asta l punem la 36, că e plus 4. Și nu o să-l punem la 35. Așa. Să vedem dacă ni s-a meritat ce am la de la bad, ce o să-i dăm 40 de oameni pe poli. Deci vin odată ăsta un 35 de oameni. Ăsta nici nu știu că să meargă frate, teoretic e de echipat, dar nu știu cine pune fără daune, daune cu regenerare la 15 oni. Hm. Eu îl pun la 15 în prima fază. Așa, deci 15, bun, suntem la cât, la 50 de oni, 30, 40, da, suntem la 50 de oni, trebuie să depășim, trebuie să depășim 65 trebuie să depășim 65 ca să fim uh, ok. Deci nu suntem, na, nu-i profil la 65, dar e ok. Suflet, ia să vedem cu rea suflet plus 9. Ok, asta e 16, 16 pioni. Gata, suntem pe 0. Deci suntem pe 0 și e șarfa profit. Și cu asta și cam atât, și brățara și asta e profit. Bun, deci 16 sau 17 o punem. O punem 16 că e egală. Salut, ești, te interesează niște teme? Da, frate, hai că luăm teme astăzi. Nu știu ce s-a întâmplat. Da, hai bazar, hai bazar, poștă ceașă. cum să nu mă intereseze pe mine? itemele temele tale. Logic că mă interesează. Eu de asta să aici, frate, ca să-ți cumpări temele. 16 ori. cum să fie, bă, 16 ori plus 9? Să-ți nebun la cap, 16 plus 9. Curea suflet. Stai așa. Ia. Curea suflet. Plus 9. Da, 16 nici ești nebun. Da, Uhum. Vino, că am și aproape. Hai să mergem, nu mă pic că s o blocat. Hai, haide, du-mă la shopul tău. Ăsta e shopul? Hm? Ia să vedem. Ce are băiatul nostru? Un volturi plus 9 cu imun. Asta e 2 oni. Cercei Smaral plus uh, 8. Uh, aici toate. Hai să vedem. Deci avem așa. Vulture 2 oni. Așa. Ăsta. Uh, cât să dăm, frate? 2 oni. Asta plus 9 e 2K, 5 critică, 30 a valoare atac magic. Mm, mm, e para, para, să vinde și nu să vinde. 7 ani. Ai tentat acolo cu 7 ani la. Asta e plus 9. Uh, 5 ani. Asta e plus 8, 2K pe Plus 8. Măi, e plus 8, frate. E plus 8 plus 2 ori. Așa, ăsta plus 9, că să zic, 1 one. Ăsta, de ce 15 frate, rezistență la magie, reflectă 50 atac, asta e PVP. Ăsta nu e PVP, ăsta e PVM. Asta e PVM, 2K, 50 atac, asta e destul de drăguț, sincer. Mm, fără armuri, frate, sincer, nu m-aș băga pe armuri. Chiar nu m-aș băga pe armuri. 18 pe ori uh, fără armurile de nivel mic. Așa. Ia uite ce am găsit, frate. Ia uite. Am găsit arcul 39 medie, mă. Am găsit arcul 39 medie. No. Deci, ia uite că am acceptat băiatul. 18 pe onii pe toate astea, da? Plus 9, plus 9, așa, 18 oani. Așa, și unde mi se fi impus e faci profit? Ia stai așa. Bun, perfect. Să sperăm că iese ceva. Mersi, frumos. Polio, oh, plus 9. O plus 9, nu știu să zic. Nu aș la. Nu știu să zic preț. O plus 9, frumos, frate, n-am văzut de mult. N-am văzut de și mai e chiar data, frate. 40 regenerare PV are poți Am nu băieți, vă dați seama, ce-și mai e Super tare. Bun. Hai să vedem acum. Uh, ce facem cu astea? Mai totuși coler cu 2K,5 aproape PV. Are un pic de critică. Asta merge un. cât să zic. Băgăm la 6 oni. 6 oni, așa. Bun. 6 ori, Primul coler. Al doilea, ce anscare. care 30 atac magic cu 40 atac magic la 9 oni și atunci ăsta care și 2 critică, pardon, 5 critică, 2 KPV, ăsta ar trebui să fie un pic mai un pic mai scump. El a volat, ia uite, 35, hai să-l punem și noi tot la 10 oni. Deci îl punem la 10 oni în prima fază asta pe piață. Deci 10 oni, așa le fac, le notez. Bun, avem brățara crimăcer plus 9, sunt foarte multe brățări la 7 ori, așa că să ne scăpăm de ea. O să o băgăm la 6, eventual. Da, o băgăm la 6 ori. Cu totul că e destul de șmecher asta, așa, la 6 ori. Încercăm la 7 în prima fază. 7 ori în prima fază. Scotul cu imoni, ia să vedem cât e. Cam 2 ori, 2 ori jumate. Cam așa. Trecem la 2,5. Și mai avem cercei de smarald plus 8. Prima pereche la 3 ori. Nu cred că cumpără cineva cu 10 semi special așa ceva, dar o putem trece la 3 și o punem la 4. Da, deci la 3 o clar se vinde. Și mai avem oțelul de pe care e posibil să facem un vreo 4-5 ori. Așa îl pun. Îl pun la 4 ori. 4 ori oțelul. Treaba mai că nu avem unde să le băgăm, atunci o să scoatem din cuferele de argint, că și așa stau de ceva timp pe piață. Astea ar merge scos. Aici mai sunt chestii modificate. Uh, să vedem. Leacurile. Gata. Bun, deci ne-am dat 18 oameni până la urmă, nu 19. Și hai să vedem la cât le-am pus noi. Deci avem așa. Ăștia 4 uni calculăm 3 ani. Plus ăsta e 6 ani. Aici ăsta la 10 punem 8. Plus ăsta la 6. Uh, vulturul ăsta merge la 2. Și asta îl avem la 4 plus 4, minus 8 11 ohm profit, hai să zicem un 8-9 ohm profit, nu e foarte mare combinație, dar e ok. Bun și-am mai primit tot așa, am dat uh, niște iteme pe poli pentru ce avem aici și nouă manuale și niște uh, celeuri, 2 titani, 1 cu 12 în 20 diavol, 1 cu 15 blocare, 10 diavol, niște iteme uh, cât de cât, da umpluturi, umpluturi în mare parte. Acum aștept să se mai vândă, frate, să se mai golească de pe shop-ul ăsta, încă să mai putem tot reactualiza. o vine băieții cu grămadă de iteme. Bine, cum am și zis, toată lumea are iteme aici pe Carpate, însă este că nu știm că se vând de mult, de repede, știi că, nu, no, L adevăr, ok, îs prețuri, îs așa, da? Piața la iteme nu merge extraordinar de bine, mai ales la itemele astea așa de consum cum merge pe Tiger Ghost, pe exemplu. Că faci un shop dintre ăsta pe Tiger Ghost, într-o săptămână ți l ciurui băieții tot. Dar pe ansamblu zic că suntem chiar bine, deci nu avem ce, ce, să comentăm. Adică avem 300 de oni acum în inventar, plus alchimia dacă o calculăm, vine 70, 80, 90 de oni alchimia, deci 400 plus itemele ce le mai avem, ne apropiem către un 500 de oni. Dacă ar aici pe Carpathians, 500 de uni Pe țara românească nu s-a mai vândut nimic deci rămâne și închidem aici videoclipul. Mâine, miercuri, după mentenanță, o să refacem shop și pe Polifemus, că avem iteme de vândut, facem încă un shop plin. Că zic văzut că odată rezultate destul de bune, frate, adică într-o săptămână, 100 și ceva de uni din iteme. Deci 100 și ceva de uni din iteme. Mi se pare chiar foarte bine, frate. Deci să facem 100 de oni în fiecare săptămână din iteme, e chiar bine. E chiar bine. Salut, frate, salut. profitul că să zic că ar veni. un vreo 40 de oni. 40-50 de oni poate ar veni profitul dintre aia 100. Băi, să închidem aici. Sper că v-a plăcut. Noi ne-au zis următorul. V-am Ceau, pa, pa.